Delegația județului Gorj, formată din președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu, directorul Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu, Dumitru Hortopan și directorul Centrului Municipal de Cultură Constantin Mrâncuș, Ovidiu Popescu, a participat la întâlniri oficiale cu reprezentanții administrației locale din Vârșeț și cu șefii instituțiilor de cultură din zonă. Vizita, așa cum vă spuneam, a început la primăria Vârșețului, a fost o întâlnire oficială cu reprezentanții primăriei de acolo, cu reprezentanții Consiliului Local. Domnul președinte Călinoiu a discutat un tip de parteneriat strategic pe chestiuni economice, a rămas să identifice posibilitățile de parteneriat și de colaborare în sensul ăsta. Domnul Călinoiu a făcut o expunere, zicem noi, foarte interesantă, prezentând oportunitățile din județul Gorj, oportunitățile economice, oportunitățile de afaceri. S-a luat în discuție un parteneriat transfrontalier. Parteneriatul, inițiat cu scopul principal de cunoaștere reciprocă a valorilor naționale patrimonial-culturale, vizează realizarea schimburilor culturale, promovarea reciprocă a culturii și artei în România și Serbia, precum și derularea de activități comune pentru valorificarea oportunităților de turism în cele două zone. Noi am pus bazele unui parteneriat care în primăvara anului viitor se va materializa prin lansarea unor expoziții care reliefează patrimoniul Muzeului Gorjan. O să mergem mai întâi pe expoziție de fotografie, după aceea urmează o expoziție de cule, culele fiind obiecte de arhitectură specifice atât Olteniei, Muntenii, cât și Balcanilor. Și la final o să mergem cu o expoziție de pictură, de fotografie, care va fi nobilată cu obiecte de etnografie și de cult religios ortodox. De 1 decembrie, ansamblul artistic Doina Gorjului va fi prezent la Vârșeț pentru a marca Ziua Națională a României.